Moneda virtuală Bitcoin a atins valoarea de 5,103 dolari SUA. La sfârșitul săptămânii trecute, potrivit indexului prețului COI Index, relatează BBC, pragul de 4.000 de dolari SUA a fost atins de bitcoin în urmă cu 3 săptămâni la data de 14 august. La începutul anului, un bitcoin era tranzacționat pentru mai puțin de 1.000 de dolari, iar în luna iulie, unii observatori ai piețelor se temeau că moneda ar putea chiar să se prăbușească. Cu toate acestea, valoarea s-a crescut vertiginos în ultimele luni pentru că dezvoltatorii și cei care autorizează tranzacțiile au început să pună la punct platformele tehnologice, astfel încât să se poată gestiona mai multe tranzacții cu Bitcoin pe minut. În plus, a apărut și o nouă monedă virtuală, Bitcoin Cash, fără a cauza o perturbare majoră a activului original, notează BBC. Eitan Ian Kelevici este specialist în criptovalute la o casă de avocatură din Londra. El crede că investitorii tradiționali încep să considere că criptovalutele reprezintă o mică parte a portofoliilor diversificate ca o modalitate acceptabilă de a adăuga riscuri.